de ce e dureroasă despărțirea? Pentru că între doi. Pentru că tu îl faci. Sau tu o faci, depinde băieții, fetele. Adu-ți aminte relațiile din viața ta. De fiecare dată omul e la un nivel, nu știu de ce, așa era programelul făcut de întâlniri între divine masculin și divine feminin. Și tu îl crești, tu o crești, tu o transformi, o faci, o dregi. Îl faci, îl dregi, îl transformi. Și când te desparți, bă, acolo e tot din tine. E, ce înseamnă să crești? E energie, e carne, e suflet, e inimă, e minte, e tot, e frântura ta divină. Din frânt, da? E acolo tot. Și acum, bă, căldurile mă apucă. Ok. Ha, înseamnă că despre asta se transformă. Ce frumos. De ce despărțirile sunt ca niște taie rana în om, da? În inimă, se rupe, trebuie să tai ca și cu cuțitul. Să... Pentru că tu construiești omul. Tu. Ți se dă pâinea și cuțitul. Ai dreptul să construiești un sufletel lângă tine. Și tu când pleci, da, e ca un ceva și gata, nu mai e. Fără tine, care energie, care, da? Tu. E ca și cum, da, cu un suflet a ținut sau o inimă a ținut două corpuri. Și inima și sufletul a cui era? Erau ale tale, da? A tău era, să aparținea ție. Și a luat inima și sufletul, la, și a plecat. Și omul, chirdâc. Și urlă la lună. Nu mai e deloc, nu că urlă la lună. În lumea ta e? Nu. E plecat. Nu mai e deloc. Și rămâne doar ca amintirile care te iubesc. Și amintirile care te iubesc e programelul unde omul suferă la lună, urlă la lună, suferă după tine. Așa e programelul, da? Pentru că ai luat tot și ai plecat. Adăuină, râzi, da? Așa era programelul între divine masculin și divine feminin. Acum urci în vibrație, în lumină, în ce vrei tu, da? Și se rezolvă. Și vezi cu ce te alegi mai departe. Dacă mai e așa ceva sau nu e, sau e nevoie sau nu e nevoie. Dar tu mai ai zbatere din astea de omenești, de suferințe și de... Da? Și te doare și... Pentru că tu simți durerea jumătății tale. Empat. Ești empat. Și simți durerea. Simți. Te doare inima ta? Nu te doare inima ta. Urlă de durere inima jumătății tale. Care nu mai e. Deci ca și cum... Da, o inimă, un suflet și două corpuri. Proiecție. Și ea a hotărât să plece. A făcut și a plecat. Și acolo nu mai e nimic. Și simți ce nu mai e nimic. Niște amintiri care... Acolo ești. Trist. Și înveți să dizolvi așa ceva. Înainte era ca o luptă, da? Să treacă, să nu știe, să te iei cu altceva. Înveți să dizolvi așa ceva, pentru că ești savant, ești doctor. În orice, ești mag, ești healer. Ți-e așa să dizolvi. Acolo trebuie să ajungi, dar n-ai ce să faci, să dizolvi tot. E ca și o durere fizică. Înveți
Să faci tot, uite așa. Nu știu ce am zis. Am vrut altceva să zic, dar las că mai înregistrez o dată. Ceva, nu știu, m-am învârtit în jurul cozii, cred că n-am concretizat, da? Las că mai...